Zeci de agenți economici au răspuns invitației lansate de AJOFM Dolj de a participa la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Cele mai multe joburi au fost pentru absolvenții de studii medii. Angajatorii s-au plâns că tinerii nu sunt interesați să muncească, în timp ce aceștia spun că oferta este limitată, iar angajatorii caută persoane cu experiență. Sunt disponibile 708 locuri de muncă, 98 de locuri pentru persoanele cu studii superioare, din acestea făcând parte și cele 12 locuri de stagiar în domeniul producției de piese și subansamble auto. De asemenea, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite locuri de muncă pentru ingineri, diverse specializări, pentru inspector sau agent de asigurare, manager zonă sau manager de marketing. De asemenea, sunt disponibile 610 locuri de muncă pentru persoanele cu studii medii și persoanele calificate în diverse domenii de activitate. Cea mai bogată ofertă este în domeniul construcțiilor. De asemenea, sunt locuri de muncă în vânzări, prestări servicii, alimentație publică, confecții, protecție și pază. Cei care nu pot ajunge astăzi la eveniment trebuie să știe că ofertele prezentate astăzi la bursă vor fi disponibile pe site-ul instituției timp de o lună de zile și pot lua legătura cu consilierul din cadrul agenției de la compartimentul mediere pentru a intra în legătură cu angajatorii care le oferă. Ce căutați dumneavoastră? Un post de șofer livrator, ceva de care am ieșit în domeniu, iar meseria care îmi place este de apicultor și asta nu te poate oferi nimeni în România. În momentul de față sunt șomer. De cât timp vă căutați un loc de muncă? De circa început 2 luni de zile. Și am stat în șomaj, am șomaj decât de 4 luni, deci am zis să treacă perioada de iarnă, să găsim. Căutăm în momentul de față vorbitori de limbi străine, spaniolă și italiană, în primul rând, la nivel avansat, dar căutăm și profesii de lucrători calificați. Am primit CV-uri, nu foarte multe, aproximativ cam 20 de persoane, cam așa au trecut pe la saldul nostru. În jur de 10 persoane care mi-au depus CV-uri și au completat câteva chestionare. Vi s-au părut că, nu știu, vi se pare că corespund cerințelor dumneavoastră? Parte dintre ele, da. Câte locuri de muncă oferiți astăzi? 12. Ce domeniu, ce trebuie oamenii să știe care vin să se opresc la standul dumneavoastră? Pe partea de coordonator echipă, reprezentant vânzări și partea de operator call center. Ați reușit să găsiți astăzi, nu știu, o persoană pe care să o chemați la interviu, să corespundă cerințelor dumneavoastră? Da, avem exact o persoană până la ora asta care am chemat-o deja la interviu. La Bursa Locurilor de Muncă, organizată în 2014, 200 de persoane au reușit să-și găsească un loc de muncă, dintre care 48 chiar în ziua bursei. La sfârșitul lunii martie, rata șomajului înregistra un procent de 9,4%, corespunzător unui număr aproximativ de 27.000 de șomeri, în scădere față de luna februarie.